Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Restul suntem aici prezenți, absent un coleg de-a nostru, deocamdată. Vă rog să dați voi să citesc ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor microeconomici pentru obiectivul de investiții, modernizarea alei acces în orașul Târgu Ocna. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului curentului intern în conformitate cu OUG numărul 24 din 2023, privind unii măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din trezoreria statului cu modificări și completări ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 78 din 2023, desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ de pe raza orașului Târgu Ocna, pentru anul școlar 2023-2024. 5. Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru AGA, Compania Regională de Apă Bacău, de data de 6 noiembrie 2023. 6. Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru AGA ADIP din 6 noiembrie 2023. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate zilei Vânătorului din Munte. 8. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. A fost adăugată și o suplimentare pe ordinea de zi. 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna, AGA ADIV, convocată pe 27.10.2023. Cine este pentru suplimentarea ordinei zi? Cine este pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Dau cuvântul doamnei secretar general. Pentru procesul pe altă dată. La ședința ordinară a Consiliului Local în luna septembrie a fost transmis pe adresa BD. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații, modificări, completări. Da, vă rog. Eu am observație, s-a înlocuit... Dacă puteți să-mi spuneți pagina, da, pagina 3. Mai ușor, pagina. Da, pagina 3, la intervenția domnului primar. Așa. În care dânsul spune dumneavoastră de ce nu respectați legea și parcați mașina pe trotuar. Eu m-am nu a zis pe trotuar, a zis în gura pieții. Ați înțeles? E una să parchezi mașina pe trotuar și una să parchezi mașina în gura pieții. Dânsul s-a exprimat că a parcat mașina în gura pieții. Pentru că a urmat un răspuns la ceea ce a zis dânsul, da? Dar aveți observații la ce a zis domnul primar sau la ce a spus dumneavoastră? Nu, deci nu e cu acuratețe. Nu, dânsul a zis în gura pieții. Da? Și s-a scris în pe trotuar. Da, o să verificăm și o să vedem. În rest, nu. Atâta, da? Da. Îți scriu până aprobare, cine este pentru? Procesul de urmă. Unanimitate. Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2023. Comisia juridică? Comisia juridică a aprobat favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Cred că nu sunt discuții. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea aleei acces în orașul Târgu Ocna. Comisia juridică? Comisia juridică a vizat favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Comisia economică? A vizat favorabil cu 5 voturi pentru. Și subționatul la Comisia de Urbanism a vizat favorabil cu unanimitate. Dacă sunt discuții. Da, domnule. Vă rog. Aș vrea să întreb executivul, mai mult a creștinat. Pentru acest obiectiv a servit în bugetul care a fost aprobat pentru anul 2023 suma de 150.000 de lei. Acum ne cereți aprobare pentru 960.000 de lei.
greșeală, a când ați greșit atunci, acum, e mult, o creștere de 700%. Ce să duc? Apreciez întrebarea noastră. Știu că este adresată din partea altui colega dumneavoastră. Nu, nu, e adresată de grupul nostru. Păi haide să rememorăm și să dăm apoi timpul. Deci nu, n-am să trec că ne opunem. Nu, dar asta nu sunt păpurile. Se pare că e bine să... S-a ducem păpurile. Asta că, mă rog. Atunci când aflăm bugetul unui an și deschidem lista de investiții, încercăm la începutul anului să prindem cât mai multe obiective cu sume pentru a putea derula investițiile. Și suma care a fost prinsă la bun început a fost tocmai pentru a derula buna curgere a procedurilor. Avize, proiectare, știu eu tot ce înseamnă relații cu celelalte instituții avizatoare. Acum, noi ne-am făcut lucrurile, am derulat toată această procedură, am făcut proiectare și avem acum devizul general actualizat. Investiția de la acel obiectiv, conform devizului general calculat de un proiectant și avizat de un expert, se ridică la valoarea 994.163. Aceasta este valoarea. Funcție de disponibilitatea din buget, dacă o vom avea, vom lansa licitația. Asta este valoarea. Pornim de la valoarea asta, pentru că nu putem să... Sunt acest bani în buget? Astăzi? Astăzi nu sunt. Păi trebuie să găsim o soluție. Traversăm cu toți o perioadă destul de dificilă și știm cu toții că întotdeauna după jumătatea anului au loc acele rectificări bugetare când se reechilibrează tot ce înseamnă funcționalitățile bugetului. Vedem cu toții că România traversează o perioadă dificilă condiționată de angrenajele misiunii economice europene, când pentru a putea avea acces la acele fonduri care sunt asumate prin memorandum și prin toate alea, și pentru a se încadra în parametrii economici, nu s-a luat această, nu s-a făcut până la această dată rectificarea de buget. Cu toții o așteptăm. Nu se știe dacă va fi. Eu spun ce discutăm astăzi. Pe care le dețin, nu știu dacă... Noi discutăm astăzi 26-10. Eu pot să spun că membrii guvernului au spus că urmează o serie de acte normative care trebuie să fie implementate și după acele acte normative va avea loc o rectificare. Să sperăm că vine. Noi am făcut toate diligențele și am transmis toate răspunsurile la solicitările și instituției prefectului și celorlalte organisme ale Ministerului de Finanțe, când ne-au solicitat ce sume avem nevoie, ce investiții sunt în curs, ce nevoie avem și așteptăm aceste răspunsuri. Chiar și ieri am pus, o să spun la diverse, ieri am făcut o adresă de solicitare și am prezentat că să mi se asigure o finanțare pentru anumit capitol. Și așteptăm aceste răspunsuri. Acesta este devizul general, iar noi nu putem intra... Ar trebui să ne gândim totuși când ați făcut bugetul. Păi, dar stați puțin, dar unde, când s-a făcut în bugetul local să fie prinsă întreaga sumă? Nici așa, cu diferența așa de mare. Dar stați puțin, domnul consilier. Discutăm din proiectarea una și acum discutăm de execuție. Doar proiectarea și tot buget? Păi, nu cred. Ia să ne uităm. 150.000. Proiectare și avize. Și acum, păi cum puteam să trecem? Dar ce sumă puteam trece dacă noi nu o aveam? Nu trebuia să ajungem la calculul unui proiectant care ne dă o valoare? Să fie așa cum vreți să păi, dar nu astea sunt... Dar nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. Eu vreau doar să aducem rămuri și să ne... Chiar dacă zici nu știu cum era domnul consilier Barnaș, nu știu că... Nu, că am văzut doar cu domnul Vădiri. De asta am spus. Da, domnul Barnaș. N-am văzut. Unde era? Da, aici, țin simplu de domnul primar, a fost un amendament pentru Tada Coșna, aprobat, de 100.000 și malul lui, și parcarea care este modernă în Consiliul Local, în canalul numărul 52-54, 100.000 la una pentru proiectare și acolo nici măcar nu s-a făcut proiectarea sau nimic nu s-a venit cu el. Aici s-a făcut proiectarea. La Coșna se lucrează la proiectare și la malul. Deci sunt în devize... Și parcarea ca vor? Poftiți?
La parcare calul, eu am spus de atunci că... Este ceva din Consiliul Calului? Da, există, dar și s-a urmat votul și o să o implementăm și pe aia. Dar nu putem să le facem pe toate în aceeași unitate de timp. Păi dacă avem buget bugetat 100 de mii... Domnul Consiliu, perfect adevărat. Buget pe hârtie exista. Dar în realitate sume încasate și... Păi nu mai poate buget ca să mai vede pe hârtie. Haide, domnul Consiliu, trebuie să sunteți specializat și aveți o pregătire economică. Dacă întreba domnul Măciu care are o altă pregătire, puteam discuta din buget. Știți foarte bine că sunt niște mecanisme. La începutul anului, stabilim una și la sfârșitul anului cu totul altă. Alta. Poate la dumneavoastră e așa. Da. La dumneavoastră, chiar sunt vreo. Eu mă opun investițiilor scumpe și proaste. 300 de metri de alee, trecută alee, să dai 1 milion de lei este foarte scump. Da? Eu aș vrea să ne încadrăm în banii pe care i-am stabilit și i-am propus la, și i-am bugetat la începutul anului. Pentru că dumneavoastră ați indus în eroare Consiliul Local, da? Și acum veniți cu totul alte sume. Da? La noi toate lucrările sunt foarte scumpe și foarte proaste, domnul primar. De asta se surpă străzile, domnul primar. De asta se întâmplă ce se întâmplă. Da? Mergeți pe jos și vedeți ce se întâmplă cu trotuarele care au fost făcute nu de mult. Mergeți să vedeți cu strada Vâncica care se surpă. Mergeți pe Caurea să vedeți că se întâmplă tot la fel. Canalizările cad. Mergeți și vedeți că dumneavoastră ați semnat conform că sunt bune. Da? Erați în primărie, nu erați în altă parte. Și banii vin tot de la cetățeni, nu-i aduceți dumneavoastră din buzunar de acasă și ne propuneți așa, hai să facem. Poate de acasă din buzunar de acasă. Nu, dar nu vreau să se cheltuie banii în speța în care o arătați dumneavoastră. Dacă să lăpunim lucrurile, dacă vrem să fim constructivi, păi haideți să fim constructivi, da? Da. Am apelat la serviciile de proiectare a unei firme autorizate. Așa. Care a elaborat o documentație cu unde viți, da? Da. Dacă vreți să avem un dialog, da, dumneavoastră, puteți să veniți cu o altă alternativă, cu alte proiecții, cu alt proiect, în care spuneam așa, domnule, la articolul 1, dumneavoastră ați proiectat 6 lei și eu am venit cu 5 lei. La articolul 2 ați proiectat cu 4 lei, noi am venit cu 2,50 lei. Facem niște servițe neadevărate cu firma de casa PSD-ului. Din Iași, da? Cu Pentra, la care noi avem mari probleme. Sunteți într-o eroare totală, domnule. Prin materialul. Între altele. Da? Nu poți nici măcar că ați citit materialul. Nu l-am citit. Păi, foarte rău. De asta ajung prețurile de la 150.000 de la 150.000 ca ați ajuns la 100.000. Exact. Cu o stradă de 300 de metri pătrați, în lungime, 300 de metri în lungime. Alee, vă rog. Așa se numește, domnul, alee. Pentru că nu are o denumire, da? Și cu o dimensiune de două benzi sau o bandă, pentru că atât permite lucrul, este elaborată de un proiectant autorizat și avizat. Nu sunteți dumneavoastră în măsură să spuneți că acel proiectant este... Ba da, sunt, pentru că dacă vă uit la celelalte UAT-uri care asfaltează, da, eu văd că sunt prețuri mai mici. Să lăsăm pe cea mai jos. Da, un pic mai jos. Doamna Leulea. Da. Noi în fiecare an, la începutul anului, aprobăm un buget de venituri și cheltuieli previzionat. Noi, cei de la contabilitate, previzionează ce se va întâmpla în cursul anului. Adică nu e nimic bătut în cuie. De aceea legea spune că trimestrial se fac rectificări. Și așa se și fac. De asta ne aflăm noi în fața acestor rectificări conform legii. Când vine curtea de politice, ai rectificat? Nu. Bun. De ce? Și explicații. Noi, deci noi astăzi îndeplinim un punct din lege. Nu știm la, în februarie când trebuie să îndeplinim acest buget de venituri și cheltuieli preconizat. Ce se va întâmpla în decembrie-noiembrie? Putem să aproximăm, iar evenimentele sau investițiile noi care apar în cursul unui an sau banii aceștia care am aprobat în ultimele două ședinții care vin din la trezoreria statului, noi nu preconizăm în februarie că statul va da ceva sau nu va da. De aceea facem aceste rectificări. Mulțumesc! De 2 ani de zile acest proiect este pe masa de rezolvat. Și acum când a fost vă susțin la prețul corect, nu la care vreți dumneavoastră. Domnule consilier, hai să discutăm aici în fața camerei de luat pe da? Hai să discutăm pe deviz, pe care nici măcar nu l-ați citit.
Hai să spun, ce nu este corect aici? Este încărcat ce? Și este foarte scump. Ce, domnul? Ce? De vizu. Care? De vizu. Spuneți, domnule, articolul 2, articolul 4, care? Deci în totalitate. Păi care în totalitate? Păi uitați-vă ce se întâmplă. Cum ar fi să-i stăpa acolo? Bun, deci, sunt... Spuneți clar, uite, domnule, la articolul 1.1... Tot de vizu este încărcat, tot de vizu. Da? Tot de vizu. Așa cum știți dumneavoastră. Nu faceți de râs, domnule. Da, lasă-mă fac eu de râs, da? Da, bine. Nu e o problemă. Bun, dacă nu mai sunt... Domnul președinte, vreau să fac o completare la doamna Leoleagă. Avem o preconizat, dar la un moment dat vedem și un realizat la acest buget, nu? Logic. Da, dar unul din obiectivele în care inițial le-am revizionat nu se duc la îndeplinire, din anumite motive, nu se mai poate, nu știu așa, banii se redirecționează conform legii, la subcapitolele din, cum spune legea, nu discutăm acum capitolul, da? Deci se redirecționează banii. Și așa facem și noi, din trimestru în trimestru, că așa spune legea să facem. Dar cei de la Departamentul Contabilitate, la sfârșitul anului sau la începutul noului an, nu poate să realizat, nu? Sigur, dar în fiecare trimestru prezentăm datele din obuția. Mă refeream, domnul primar, la finalul... Bineînțeles, când facem descărcarea anului. Exact, adică, pornim aici o discuție care... Haideți să ne uităm un pic în material, da? Lungime totală, 300 de metri, 180 de metri lățime, 4 metri, 120 de metri lungime de 5,5, amenajarea, acostamente, drum, lucrări de colectare a apelor menajere, drumuri laterale, podețe de descărcare, lucrări de siguranță a circulației. Divizul general 994.000, inclusiv TVA, pe cât este 20% TVA-ul, da? Din care ce plus e, deci efectiv lucrările, 704.000. Astea sunt valorile calculate de un specialist autorizat. Dumneavoastră, dacă vreți să veniți cu o alternativă, faceți un proiect personal pe care îl aduceți și discutăm atunci. Care e metru, valoarea metrului sau unității de măsură la care vă raportați? Așa veniți și spuneți, domnule, e prea mult, prea puțin. Dar este prea mulțin. Dar e părerea dumneavoastră. Da, este părerea mea. Nu sus, nu puteam decât să luăm acte. Putem să luăm acte, dar nu este o realitate. Dați-mi voi și mie. Sunt două lucruri diferite. Noi în februarie am aprobat proiectarea, iar acum avem valoarea pe execuții. Întotdeauna înțeles că diferă de 700%, de 1000%, nu știu. Pe de altă parte, noi la anul vrem să asfaltăm strada Zimbrului, de exemplu, noi trebuie să oprăm întâi un buget pentru proiectare, că nu știm valoarea, și așteptăm valoarele care sunt. Pe baza valorilor, cât mari, cât mici, e altă problemă asta. Dar întotdeauna aprobăm o proiectare, pentru că nu putem ști valoarea. Și după aia aprobăm valoarea pe baza proiectului care o stabilește proiectantul, cam asta. Dar nu mai sunt lor de poziție. Realitatea este, cum a spus domnul primar, da, asta e realitatea. Realitatea este că... E perioadă grea, da. E perioadă grea, realitatea este că n-am tras bani de la Uniunea Europeană ca să facem stres când a trebuit și când erau și când erau. Alte costuri pentru asta. Asta e realitatea. E tristă. Dar, dă mai... Bun, haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine s-a abține? Cu mențiunea că devizul este foarte scump. Bun, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind revendicarea bugetului grupului intern conformitate cu OGA numărului numărul 24 în acest an, privind unele măsuri fiscal bugetare pentru acordarea unui grup de trezorerea statului cu modificări și completări ulterioare. Comisia juridică, vă rog, avizul. Comisia juridică a avizat punctul 3, da? Da. A avizat nefavorabil. Cu imediată. Cu două voturi pentru, patru împotrivă și o abținere. Comisia economică? Comisia economică, două voturi pentru, două abțineri și unul împotrivă. Aviz nefavorabil. Comisia de urmări s-a zis la voturi cu majoritate de voturi. Vă rog, discuții. Discuții. Da. Domnul Barna? Da. Dacă ne aducem aminte, luna iunie a venit constructorul în ședință, dacă l-am aprobat, primul împrumut.
ne-a aruncat pe masă un grafic de execuție a lucrărilor, care înseamnă 31 octombrie 2023. A trecut împrumutul, am clarificare 1.800.000 pentru constructor, azi suntem 27 marți, ar trebui să fie gata să fie cu toate lucrările. Parcul, Măgura, Piațeta Costache Negri, Victoriei, străzile asfaltate, semne circulație, lămpi schimbate, devine mașina de turat asfalt, este în bani, nu este asfalt, sau adică stația, sunt toate legătură. Nu putem rectifica cele 440.000, nu vom fi de acord noi, Consiliul USR, sub nicio formă, până nu vedem, să avem o garanție, construcția va termina lucrând la timp. Nu se ține cuvânt, e un disconfort continuu, maxim într-un voga, nu avem încredere, nu avem, de 440.000, nu vrem să rectificăm, se poate rectifica prin ședința extraordinară de dată, în două zile la rectificare. Pentru contract cu Chimenia. Pentru școli, nicio problemă. Mai rămân încă de la școala 1, din 510, mai rămân încă 100. Deci nu se ține de cuvânt. Deci, dacă graficul este 31, pentru toate lucrările, octombrie, am făcut o cerere să vină constructorul, proiectantul și dirigentul șantier în ședință, cum a venit acum un an și ceva. Constructorul este în direct. Vreți să avem punct de vedere, dar noi nu vor fi ca cei 440 de lei. Dăm 25 de milioane cu bani europeni, cota aia de 40, 1%, 2%. Da, alte lucruri de cuvânt? Acum ne puteți spune ce s-a dus astfel lucrările și asta vreau să știu. Deci haideți să lămurim. Dacă discutăm de o investiție, are două aspecte. Finanțarea ei și lucrările. Relația noastră cu constructorul se derulează în baza unui contract, cu niște clauze și cu niște obligații și cu niște termene și cu niște situații reale din teren. Iar finanțarea este obligația noastră să o asigurăm în condițiile în care lucrările se desfășoare conform evoluției firești și spre închiderea corectă a proiectului. Legiuitorul a hotărât la jumătatea anului 2023 ca aceste lucrări să poată continua să creeze două mecanisme într-o posibilitate a lor, să creeze două mecanisme de finanțare printr-un niște împrumuturi de trezorerie, tocmai pentru a veni și a asigura cofinanțarea lucrărilor. A apărut primul act normativ care a spus că autoritățile locale pot face un apel până la 2 milioane de lei pentru anumite categorii de lucrări de finanțare, nu ce doream noi. După care, când s-au centralizat toate datele la nivel național, au venit cu o variantă de a suplimenta încă cu 2 milioane. Noi le-am abordat pe amândouă. Am venit în Consiliul Local, am prezentat situația, am spus la ce trebuie să bani conform procedurilor și au fost un întreg schimb de documente. Au fost hotărâre de Consiliul Local. Prima s-a derulat, au intrat banii în contul administrației, au fost redistribuiți printr-o hotărâre de Consiliul Local și s-au dus pe capitolele de cheltuieli pentru a asigura plata facturilor și facturile însoțite de devizele de lucrări efectiv lucrate, deci nu se merge pe avansul, nu se merge pe lucrări în custodie, materiale în custodie sau nu se merge pe alte variante, s-au decontat doar ceea ce s-a pus la plată însușit de legitele de șantier, de experții de la consultantul achiziționat și validate de către organismul european prin ADN. Iar acum, pe mecanismul numărul 2, din 2 milioane, în momentul când s-a lansat a doua finanțare de 2 milioane, după analiza și după interpretarea Ministerului de Finanțe, orașul de Oamna nu s-a calificat și nu ne-au mai acordat 2 milioane. Ne-au acordat 640.000 de lei. Datorită faptului că Ministerul de Finanțe au interpretat o virgulă acolo undeva pusă că anumite cheltuieli nu s-ar preda pentru timpul de împrumut. Cheltuielile neeligibile, care reprezintă foarte mult. Toate asociațiile funcționale, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România, Asociația Municipiilor, a sesizat acest aspect de interpretare juridică
Și s-a ajuns la concluzia că a fost o eroare, dar a apărut actul normativ, care nu putea fi retractat, pentru că actul normativ a avut un termen de implementare. Chiar dacă se modifica actul respectiv, el a avut un termen de decădere de 31 august. Iar până când s-a adus, când au început să strângă, trecuse 31 de august. Și atunci au spus, rămâne actul ăla normativ, analizăm, au dat deoparte cheltuielile neeligibile și Termovna au calificat-o la 640.000 de lei. Acum, dacă ați văzut pe presă, deja se lucrează să se mai emită un act normativ care să completeze diferența aia de la cât a acordat-o fiecare până la domnule, sau poate ridică plafonul cu un alt termen de decădere. Noi acum suntem în situația când am trimis toate aceste documente, banii sunt în contul nostru, dar sunt într-un cont de gestiune. Nu pot fi transferate, trebuie redistribuiți pe capitole așa cum le-am cerut noi. Noi suntem aici, nu are treabă lucru constructor pe care îl vom sancționa și îi vom cere socoteală în baza prevederilor contractuale cu asigurarea finanțării. Noi astăzi, dacă nu vom valida repartizarea sumei, ea se întoarce înapoi, pentru că noi am avut un termen de a distribui această sumă. Noi ne-am făcut datoria din punct de vedere al executivului de a vă prezenta. Mie îmi pare rău că două comisii importante a Consiliului Local au analizat și au dezbătut aceste materiale și noi am fost aici în sediul instituției și ca de fiecare dată știți foarte bine și chiar vă rog frumos și să rămân o dată pentru totdeauna spus că executivul îl stă la dispoziția și încercăm să vă aducem toate argumentele și toate prezentările în susținerea materialelor. Noi am fost aici. Nu am fost convocați la ședința de comisie. Nu puteam să intrăm noi, Buznar și spune, domnule, de fiecare dată când s-au solicitat lături, noi am venit și ne-am prezentat. Credem că am elaborat materialul cu suport destul de bine prezentat, dar poate am utilizat doar termeni tehnici sau poate am utilizat termeni economici care au fost, au lăsat loc de interpretări. Deci am fi acum într-o situație inedită ca să avem bani în cont și să nu-i putem repartiza. Pentru că ei se reîntorc la locul fate. Cât doriți să treceți din nou? Păi nu că trebuie să doriți, pentru că acești 640 de mii... Din ce am aprobat? Păi din 640 de mii, conform raportului pe care l-am făcut și la anexă, nu m-am vis acum la el, ca să citesc exact timp. Deci ei se repartizați astfel. Deci noi am cerut 200 de 2 milioane, da? În a doua. Și am cerut așa, decontarea următoarelor lucruri. 1.390.000 de lei valorificare prin proiectul de valorificare a potențialului turistic. 510.000 de lei dezvoltarea și modernizarea școlii numărul 1 și 100.000 de lei școala numărul 2. Urmarea faptului că am primit 640.000, ei au dat jos, pentru că aici, în spatele acestor cifre, sunt cheltuială eligibilă, cheltuială neeligibilă, cheltuială cofinanțare și toate alea. Și atunci au reîmpărțit. Și a rămas doar cofinanțare. Și se duc cofinanțarea astfel. 440.000 înseamnă valorificarea potențialului turistic, deci aceasta nu cu străzile, 100.000 din 510.000 la școala numărul 1 și 100.000 de la școala numărul 2 din 100.000. Apropo de școala 2, ce se... Se lucrează acolo, dacă ați fost și mergeți acum, se lucrează, se pune acoperișul pe clădirea principală, pe clădirea anexă s-a pus deja acoperișul, se toarnă fermele pentru sala de sport. Am avut și în ziua când dumneavoastră s-a avut ședințe de comisii, noi dezbăteam în constructorul situația de la școala 2. Suntem într-o situație complicată. Vedeți că presiunea financiară este pe toate mecanismele și aveți mai multe informații decât noi, pentru că prin natura activității profesionale pe care o faceți. Și aici suntem. Iar dacă noi nu o factură care vine de la constructor, chiar vă rog dacă vreți să aduceți o factură, o situație de plată. Ea nu vine, ea vine o situație de plată, vin cu trei componente. Cheltuiala eligibilă, care trebuie să o asiguri și ea este venită prin prefinanțare, dacă o ai, dacă nu, facem solicitare la organismul european și să-ți dea banii care durează câte luni durează, avem cheltuiala neeligibilă noastră de 2%, care între timp s-a făcut mai mult, și avem și cheltuiala neeligibilă a, ca urmare a efectelor celor două ordonanțe, 114 și 64. 15, mă scuzați.
ca și... Deci aici sunt componente, iar din situația de plată nu pot spune, eu îți plătesc numai componenta A și componenta C. Componenta B eu nu ți-o plătesc. Deci aici sunt niște lucruri pe care eu pot să o rog și pe doamna contabil cer să transmită mai multe informații tehnice la care am lucrat. Și dacă o să vedeți, și chiar vă rog să luați referatul de prezentare în care s-a explicat foarte clar când s-a făcut solicitarea, cât am cerut noi, când ni s-a aprobat, de ce ni s-a aprobat în lucru. Mulțumesc! Da, doamna, vă rog. Eu pot să fiu precizare tehnică, în sensul în care să revenim un pic cum au început lucrurile cu acest proiect de hotărâre. Am avut hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 27 iulie 2023, în care, conform ordonanței 24, modificată la acea dată, am solicitat aprobarea unui împrumut de 2 milioane de lei pentru 3 proiecte pe port, pe care noi pentru care noi puteam fi eligibili de această finanțare. Fix conform ordonanței 34 și a normelor metodologice, am respectat pașii. Adică, am venit cu hotărârea Consiliului Local. Am întocmit documentația conform articolului... Cât s-a aprobat am întocmit documentația în cadrul documentației HCL-ul 70. 2,68, 2,68 milioane. Din 4 s-au aprobat 2,740. Din 4, cei 2 milioane fac o primă discuții și a fost aprobat în discuția aceasta intră HCL-ul numărul 70 cu 2 milioane, din care Ministerul Finanțelor a aprobat doar 640.000. Noi suntem în procedură acum, adică după ce am făcut documentația, după ce am pus-o la finanță, după ce la articolul 4 ne-au autorizat împrumutul, a avut loc hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale în septembrie, după ce au dat hotărârea pe 18 septembrie, după ce ne-au comunicat-o pe 25 septembrie, după ce ne-au făcut convenția de împrumut și ne-au trimis-o în 5 zile, cum zice ordonanța, adică pe 29 septembrie și la minister s-a înregistrat pe 2 octombrie, suntem fix la articolul 6 din norme, unde spune așa: în termen de 7 zile de la data semnării convenției de împrumut, Ministerul Finanțelor dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea CAIL în contul Unității Administrativ-Teritoriale. Bun. De data de 5 octombrie am extras de cont. Banii sunt în cont. 640.000. Și suntem la articolul 7 din norme, unde zice: după primirea convenției de împrumut semnate de ambele părți, Unitatea Administrativ-Teritorială aprobă sau rectifică, în cazul nostru rectifică, pentru că noi avem un împrumut deja aprobat, bugetul împrumutului. Aici suntem. Deci noi nu putem schimba nici sume, nici valori, nici nimic. Suntem în faza de a aproba fix documentația în ultima fază. Asta trebuie să facem. Bine, mulțumim. Eu un amenajament aici la domnului Barna, dacă vreți să-l... Da, pe aia nu puteai. Da, a spus, dar pe aia nu l-ați văzut și noastră, l-ați primit pe mine. Șef sau domnul de economic, ce este 10.000 la școala 1 din când a teatră? Din cea? De anul trecut. Păi de ce nu o luăm cronologic? Deci nu putem, pentru că se încadrează, ne-am încadrat doar la 100 de mii, că restul este cheltuială neeligibilă. Nu. Au dat-o deoparte prin normă. Și de-aia ei acum încearcă să reglementeze. Păi uitați-vă. Punem cu altul 410.000 la școală. Păi sigur că da. Deci noi am venit cu câteva milioane bune la școală. Perfect, adevărat. Noi am venit la dumneavoastră. Domnul consilier, noi am venit acum 2 luni la dumneavoastră cu această suplimentară de 2 milioane, în care noi avem și astăzi nevoie de ei de 2 milioane. Pentru că valorile de 1.390.000 este asta. În mâine, dacă investiția cu străzile s-ar termina mâine sau în seara asta și se face devizul general cu factură, noi trebuie să plătim 1.390.000 din suma asta, afară de celelalte. Și noi acum îi asigurăm 400. Este o presiune contra timpului până în luna decembrie maximă pentru autorități, instituții guvernamentale, organismele ADR-ului. Uite, în timp ce vorbeam acum, asta sună ADR-ul.
Pentru că se derulează lucrurile cu o viteză maximă. De-aia că dacă am fi putut, am fi pus toți banii, poate pe ceva. Credeți că constructorul de la școala 1, el are de primit, și nu are de primit de la Târgu Ocna, are de primit de la toate investițiile, dar este blocat și își asigură din mecanismele lui de credit și de ce au asta. Este o situație foarte completă și complexă pentru omul ăsta. Iar dacă vreți să ați ridicat mai devreme o întrebare, că de ce nu se toarnă asfalt? Cine își permite ca pe o săptămână de cald și de vreme bună să nu toarne asfalt? Din răutate? Din rea voință? Păi haideți să explicăm de ce. Dacă s-a turnat asfalt până vineri seara, la o oră târzie, și am venit cu străzile dinspre exterior, spre interior, și am ajuns pe colțul Răducan, și dimineață, luni dimineață, la prima oră, când tot asfaltul este cărat de la Bacău, cu 18 mașini, 18 curse, sunt 6 mașini de un fel, poate câte 3 curse. Și luni dimineață, a doua stație ca mărime de asfalt din județ s-a defectat. Nu se toarnă la județ, singura stație este pe al Conexus, un Brărescu, un Umbrărescu, ăla rusul. Da. Care toată Dofteana. Nici măcar, nici Dofteana nu toarnă, că Dofteana au parte de tot. Tăia poamnă. E altceva. E altceva. Deci aici e mai departe. Mai departe, mai departe. Stația s-a defectat, nu că vin livratul din Bocna. Stația s-a defectat angrenajul principal și de 4 zile, de luni dimineața, astăzi este joi, constructorul ăla caută soluții, pentru că are și firmă de construcții. Cine își permite ca să stea cu un echipament blocat în 4 zile? Deci nu e, iar utilajele stau aici. Utilajele sunt închiriate de către actualul construct din București, sunt aduse de la autostradă. Au venit constructorii, mai cer penalități pentru că l-a venit luni dimineață și l-a trimis înapoi, de unde de acasă. Bun, haideți să revenim la subiect, să revenim la subiect, doamna Leoleac. Aș vrea să întreb și eu executivul, dacă poate să mi spună din stadiul lucrărilor la proiectele acestea trei, cam cât s-a realizat și cât mai trebuie. 50% s-a realizat și plata la constructor este tot așa, cam 50-60%, cam cât mai trebuie să ne împrumutăm sau cam câți bani ar mai trebui, cât trebuie să mai lucrezi ca să finalizezi proiectele astea. Anul acesta se finalizează? Păi trebuie să le finalizăm. Și zi de zi oamenii muncesc și își fac... Cam cât la sută s-a lucrat până, adică s-a realizat? Păi haideți să vedem acum un pic. Așa, o întrebare care e mai complicată. Haideți să vedem un pic. Deci eu pot să vă spun, aici, că așa arată... Nu mai bine. Vă pot arată bordelul centralizator la data de... Dar nu ultimul ăsta, că ăsta e pe 11-18. Nu-i ultimul. Nu, trebuie să mai vină unul acum. Volumul cel mai mare, sau ponderea cea mai mare, este asfaltul. Pentru că până acum avem, din etapa a doua, am turnat 10.000 de tone. Străzile Petre Izbirescu, strada Gării, strada Mihai Eminescu, strada Tisești, strada Podul de Fier, strada Răducanu, până la colțul bisericii acolo, până acum sunt turnate 9.700, nu știu cât de tone de asfalt. Ei, acestea el își vor veni devizele după ce cheie. Păi dacă ar fi fost un lucru normal, astăzi am fi avut terminat partea de turnat primul strat de asfalt. Vine stratul doilea. Eu referem dacă... Iar suntem la zi. Deci noi suntem cu față de constructor, cu situațiile de plată, suntem la zi. Ieri am făcut ultimele plăți la o altă situație, 1.590.000 de lei. Întrebarea era dacă al doilea împrumut acesta, 2 milioane de lei, nu s-a aprobat și atâta, ne-a dat 640.000 de lei cei de la finanțe, că atât au putut probabil. Așa, iunii vom restul banilor ca să acoperim și dacă se termină lucrările anul acesta, dacă avem vreo posibilitate sau dacă mai putem să ne împrumutăm undeva, să finalizăm până la 31 decembrie, dacă e posibil. Întrebarea este perfectă și răspunsul ar fi următorul. Da. Că ați văzut pe presă că au lansat deja că executivul guvern lucrează la un act normativ ca să mai permită asigurarea sumelor. Noi avem 2 milioane, am hotărât că ne trebuiau 2 milioane, ne-au dat 640. Da. Dacă apare actul normativ mâine, săptămâna viitoare, ne știm că dăm diferența până la 2 milioane, decât aveam eu nevoie, adică
1.300.000. Și dacă nu apare, noi ce o să facem? Păi dacă nu apare, aici, suntem într-o situație complexă. Da. Fie constructorul ne poate credita, dacă își permite, dacă nu, clar ceva va fi o sincopă, dar programul operațional regional european nu se adresează în lumea atent în Gogna. Da. Se adresează la zeci de oameni, sute de OAT-uri, într-o situație în care este o presiune maximă pentru toți. Aici este problema. Că dacă am fi fost noi coada la Cireașa la nivel național, nici nu ne băga nimeni în seamă. Dar uitați că își vrea să intrați pe site-ul ATR-ului, pentru că este informație publică și se văd acolo câte proiecte sunt. Da, este adevărat. Astăzi, în zilele ce urmează, trebuie să sosească lămpile de iluminat public, pentru care constructorul a plătit deja avansul. Deci are dat 40% din avans de câteva luni bune și așteaptă ca producătorul să le facă. Pentru că este o criză și știți foarte bine și domnul de la Salina și domnul Robert și de la Salina și domnul Dragoș, este o criză enormă de materie primă și de posibilitatea de a le construi. Am dezbătut aici și spuneam că pavatorii de pe strada pietonală trebuiau să vină la începutul lunii octombrie. De pe cadă, scuzați. Da? Acea firmă și-a reziliat contractul și au venit altă firmă, a fost adusă de luni, au sosit și sunt o echipă acolo de 6 oameni, au fost în două zile, au făcut câteva zeci de metri buni. Deci se lucrează sub o presiune. Uitați, constructorul, da, date mai multe tehnice din șantier, eu vă rog să le ascultăm de la constructor. Bun, haideți să votăm între amendamentului domnului Barra, l-ați văzut cu toți, numărul 14.746. Cine este pentru amendament? Cine împotrivă? Cine se abține? Bun, amendamentul n-a trecut. Acum trecem la vot proiect de hotărâre așa cum a fost prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abține? Mulțumim. Dacă permiteți, să-l ascultăm pe domnul, să punem întrebări constructorului, pentru că constructorul este astăzi la Iași. Și dacă vreau să vină aici, nu știu dacă... Da, eu nu știu dacă... A întârziat cu atât? De ce ai întârziat? Mai întâi ești în avans? Felicitări? Sau... Da, dacă doar nu sunt nimic. Da? Bun, hai să trecem la punctul 4. E vorba de școlile de Călăzărul și Trăgurna, proiect de hotărâre prin modificarea HCL 78 din acest an pentru desemnarea prezenței Consiliului Local în Consiliul Administrației a Realităților Învățământ din orașul Trăgurna. Comisia juridică a vizat favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Bun, discuții. Discuție să vă rog. Un membru din HTML-ul de administrație. Asta am aprobat în reprezentanță Consiliului Local cu Comisie de Administrație de la Șoara. Ulterior, data pe 11 anul, în oficial, Ministerul Educației a publicat o nouă metodologie de desemnare a membrilor Consiliului de Administrație și a hotărât că pentru liceele tehnologice, din partea Consiliului Local este nevoie de un singur reprezentant. Și nu de doi. La vremea respectivă, dumneavoastră a desemnat pe domnul Petrin și pe domnul Drăgănuță. Acum, dacă vreți să nominalizați o altă persoană sau dacă unul dintre cei doi se retrage, rămâne celălalt.
pentru dumneavoastră. Deci asta este cauza. Asta este cauza, da. Noi am aprobat o hotărâre înainte să apară în monitor oficial noul ordin al pentru că, din ce am citit eu în ordin, au hotărât să fie mai mulți reprezentanți din partea societății civile, a societăților comerciale și a părinților. Și atunci au fost din altă reprezentanții Consiliului Local de Hotărâre. Bun. Ce propunere deci, aveți, doamna Revoluție? Eu propun pe domnul Drăgăniță. Bun. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, să votăm secret, da, nu? Da, nu am să vedeți. Păi nu era domnul Drăgăniță? Păi era, dar trebuie să... Din doi de strămă nu? Votăm din nou. Votăm din nou. Votăm din nou. Dumneavoastră oricum era. Păi se vrea să-i tragă tu era. Se poate... Păi mai bine dacă nu mai faceți. Domnul Pedrin, să retrage și nu mai poate... Domnul Pedrin poate contesta. Nu, domnule, se retrage. Nu s-a votat nici mie, domnul. Dacă o doamna secretară se poate retrage. Păi s-a retras. Păi da. Și o spune în mod public aici, să aud un oraș întreg. S-a retras și atunci oricum domnul Drăgănuț a fost votat oricum. Da, da, dacă, adică nu știam dacă domnul în mod public aici s-a exprimat consens. Se supune la vot, atunci cine este pentru? Ce? Domnul Drăgănuț. Nu am nimic la fel, punctul numărul 5. Proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului orașului Ioana AGA, Compania Regională de Apă Bacău, convocată la data de 6 noiembrie 2023. Comisia juridică a vizat favorabil cu 4 voturi pentru și 3 împotrivă. Pe discuții, dacă sunt, la domnul. Apoi aici să fie 2 opțiuni de vot pentru și abținere. Serviciul, cred că serviciul juridic chiar și compania Sece Crave în Sava Cău, deci să fie două opțiuni. Pentru și împotrivă. Sau abține. Pentru mandat. Materialul a fost... Materialul a fost transmis de către CRAV. Da, și noi deci putem să avem. Deși material, dar domnul primar, care este inițiatorul acestui proiect, analizând materialul trimis de CRAV, a propus pentru. Dumneavoastră puteți, dacă votați că dânsul să nu voteze pentru, va vota împotrivă sau obținere. Nu e nicio problemă asta. Dânsul ca și inițiator a propus pentru. Dumneavoastră s-a primit, dar... Nu am primit niciodată un proces verbal noi consilierii a ceea ce s-a discutat în ședința CRAB sau ce decizii sau cum a votat domnul primar. Cetățenii deci, trebuie să știe. A votat în conformitate cu mandatul pe care i l-ați atribuit dumneavoastră. În conformitate, dar trebuie să știm ce anume a votat, că în conformitate este o simplă decizie de a trimite mai departe. Nu poți să nu citiți materialul domnului. Scrie foarte clar pentru ce votăm pentru, dacă discutăm acum. Aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, asistență, reprezentare juridică, în dosarul numărul, înregistrat pe rolul tribunalului, având nu știu ce. 2. Împuternicirea persoanei fizice care va deveni purpură. Asta votez. Perfect. Și vreau să vedem și păi ce noi. În ședințele anterioare, un proces verbal de ședință. Să vedem cum ați votat. Că vă duceți la CRAB și stați acolo. Nu. Și veniți cu idei de scumpire a apă. Asta se va duce. Noi vorbim din mere și n-ați amintit zic. Da, bineînțeles. Amintim de fiecare dată. Crabul de proces. Păi mandat special. Da, domnul Supra. Vreau să vreau că e mandat special. Mandat special pentru problema și de fiecare dată, de expunerea de motive și în raport și în prezentarea hotărârii, facem referire la care este obiectul votului. Nu spunem că nu mă trebuie să mă puteți pentru, că așa la general și mă duc acolo și văd eu care le poate și care le poate. Mandat special pentru oameni. Bun, haide să supunem la vot. Cine este pentru?
6, 7, 8, 9, 10, 10. Cine împotrivă? Un vot împotrivă. Cine se abține? Noi nu judecăm cu noi și plătim la mucat. Suplimentar. Așa se întâmplă. Da? Exact ca și în cazul prefecturii, da? Punctul 6. De la buget, da. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului orașului Târgu Ocna, Naga Adin, convocată pentru 6 noiembrie 2023. Comisia juridică? Comisia juridică a vizat favorabil cu 6 voturi pentru și un vot împotrivă. Comisia economică? Comisia economică a vizat favorabil cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. Comisia de urbanism a vizat favorabil cu unanimitate. Da, discuții, vă rog. Dacă nu sunt... Și aici, la fel, mă, ce este pentru aprobarea listei de candidat propuși de Comisia de Selecție Adipe spre a fi mandatați la AGA din... Nu, am ajuns. Am scuze, stați, scuze. La strategia asociației de dezvoltare și indicatorii de performanță a serviciului de apă și canalizare. Am dat pe sunt materialele pe care le-am... Da, pe care le-am atașat. Avizele au fost necesare pentru toate comisiile, pentru că sunt de interes general și strategia asociații, în care ne sunt membrii contatori și indicatorii serviciului de apă și canalizare. Da, legat de indicatorii, s-a rămas surprins că unul din cei mai importanți, adică pierderile de apă, nu-i indicator de performanță, ceea ce mi se pare unul apostrofit, dar ceea ce mi se pare o scăpare sunare. Asta ar trebui să fie primul. Nu, bine, calitatea apei să nu ne otrăvească, nu știu ce, dar să spui, susții că în tot județul 60% pierde și tot să nu faci criteriul de performanță, cum vrei, totuși pierdere, nu mi se pare o scăpare. Vă rog să, poate le amintiți, să... colegilor de la Bacău, să pună și un indicator pe față. Era, altă dată era, pe la noi, pe la IP, era criteriul de salarizare asta. Adică pierzi 60 de lapă și tu nu îți propui să reduci pierderile, îți propui să faci nu știu ce. Toate alea sunt corecte, ce purta un indicator de performanță sau să nu-l pună deloc, vă rog să le, dacă toți vă duceți acolo, să le spuneți și să-l pună cât mai repede. Bun, dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Domnul împotrivă. Abține? Mulțumim. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestorilor dedicate în zile din următorul de munte în noiembrie 2023. Deja e o tradiție de gândul 18. Facem majoratul. Da. Mulț înainte. Da. Comisia juridică? Comisia juridică a vizat favorabil cu 7 voturi pentru din 7 prezenți. Comisia economică a vizat favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt discuții... Numai 10.000 de lei, nu? Da. Sunt acele cheltuieli de transport pentru ei, asigurarea de despese. Vedeți că trebuie să luăm în calcul. Există un proiect de ordonanță de urgență și cu dacă vine din ăla... Dacă de care intră în vigoare de la 1 noiembrie anul ăsta și dacă intră în vigoare, dacă trece, dacă dau de ordonanță, nu mai putem organiza. Și noi l-am văzut. Puteți să organizăm de fără bani. Fără bani, nu poate. Sau... Deci dacă intră să facă plata până la 1 noiembrie. Exact. Dar nu o facem pe 29 ori, că nu poți să faci plata. Să nu fie sub incidența ordonată. Păi sau încercăm sponsorizări private. O să o ajut și eu, dar spunem cât putem și tot așa. Ca să menținem tradiția la majorat, după care... Dar mai aveți... Nu aducem tortul la majorat. Da, mai ales că la anul ăsta, faptul că nu putem să organizăm evenimentul aici în piață, o să-l organizăm în... pe pietonalul de pe strada Carol, pentru că acolo, în zona Pepo, zona amenajată. Și vom depune coroane de flori în mod simbolic la cimitirul de la Biserica Sfântului Nicolae și vom face apoi și ceremonialul la Poieni și sus la Schit, la unde este și monumentul Vânătorului de Munte, sus la Părintele Claudiu, la Cuviosul și Artimii cel Mare, dar la Cireșoaia. Dacă mai sunt lor de... Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la suplimentarea ordinii de intenție. Dar după intenție, poate îl faci. Le dăjuim că da. Suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna, Naga Adin, din data de 27
octombrie 2023. Se premise la juridică? Comisia juridică a votat favorabil cu 6 voturi pentru din 6 prezenți. Discuții, vă rog? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Bun. Acum, ultimul punct. Întrebări, interpretări, răspunsuri, vă rog. Domnul Baron. Nu mă dai, domnul Baron. Da, sunt o grămadă de sesizări privind la parcările de la ANL-ul, inclusiv la CEO, sunt o grămadă de tube și mașini abandonate. Spate acolo și toată lumea parchează pe trotuar în față. În curând nu se mai poate, pentru că am achiziționat, să suntem în procedură de achiziționare. Cu ce este? Stâlp din aia de cauciuc, pe care vrem să-i montăm pe principalele străzi, acolo unde observăm că sunt aceste urcări de autoturisme parcate pe borduri, pe trotuar, pe pista de biciclete, îi va monta pe aia. Dacă nu parcă abandonă, dacă nu pot parca acolo, se parcă în spatele alea, tot fel de dubi de bază, toate așa, mașini abandonate, parcare mașinile la ceva. O să revenim asupra pe ridicări. Eu știu că am scos tot ce înseamnă acele mașini cu fără mișcare, nu am mai permis și am verificat de fiecare dată ca în zona centrală să nu mai fie mașini care au inscripția de vânzare și vedeți că nu mai sunt, că erau prin parcă de zona centrală. Erau și dacă mai vedeți undeva cu una din asta capare, vă rog să ne sesizați, pentru că poate nu reușim să le vedem noi. În ultimul timp s-au înmulțit cerșetorii la penii, să sunt violenți, mega. Ar trebui un colaborare cu poliția locală, poliția și Panimor, cu poliția și domnule jandarm, cred că ar trebui într-o altă măsură, cineva nu-i dau nume. A vorbit cu ei, a întrebat, nu știu, n-a vrut să dea bani și a aruncat un bidon în gând. Deci, sunt câteva tine copii care provin din niște familii dezorganizate, sunt de Bocna, dar azi ne-am confruntat cu acei violenți care sunt. Sunt niște persoane care vin cu transportul ăsta, comun, tren sau ce îi aduc, creează disconfortul și apoi dispare. Am făcut sesizări la instituția poliției, am găsit sprijin de ei punctual, dar chiar vă rog, pentru că ei sunt pe principiul ăla. Apar, dispar, chiar vă rog, în momentul când sesizați în zonele centrale aspecte de acest gen, vă rog să apelați la instituția poliției sau jandarmeriei, pentru că ei pe loc sau imediat intervin. Având și un număr redus de personal, nu pot să asigure supraveghere permanentă acolo. Și știți cum e omul, să mută de la o ușă la alta. Mulțumesc. Domnul Rusu, Cine a putea să ne dea o de cu privința la ANL-uri? Se poate închiria? Sub închiria, să zic. Nu. Se poate face contact de comodat? Nu. Contracte de comodat? Da. Tot închiriere. Păi este un contract de comodat cu la ANL pentru sesizări de firmă. Nu știu, ca înțeleg juridic, îmi cer scuze. Contractul de comodat este un contract cu... Gratuit. Împrumut de folosință, scutitul gratuit, corect. Da. Deci, închirierea închiriere, comodat? Da, 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 am întrebat. Deci are voi, domnul jurist, dar are comodat. Închirierea spre deosebire la de comodat. Este normal să se facă sediu social la firmă la ANL? Cineva? Trebuie verificat. Păi bun, și cum a dat legiuitorul? Cum i-a luat în considerare? Societatea asta facturează din zona dumneavoastră. Și ce treabă are? Dar eu știu ce? Păi da, dar are contract de comodat la ANL. Are contract de comodat. Dar nu-i luat timpul tu... La ce societate? Prestatorului. Tot din... Ce mă numai cum ai cheamă? Are contract de comodat, are cupai. O să vedem. Da. Legat de mașini și străzi pietonale și ce mai are. Strada Victoriei, am rămas noi pe vechi cu strada Victoriei, pe strada Carol, este pietonală. Haideți să facem, să rezolvăm problema de acolo de la piață. Erau niște vorme din astea la
la intrarea dinspre piață de vin, unde blocau accesul mașinilor, cum am stabilit, de fapt, că nu au voie mașină. Una din bordele CNR este scoasă de tot și sunt tot felul de mașini de pietonal, inclusiv în curtea bisericii, de iarbă, peste tot. Nu este regulă. Eu înțeleg când iese neapărat trebuie să intre cu mașină, hai să facem un sistem, o bordă. Deci așa de bloc. Dar să aibă acces doar liberare și care nu au acces prin alt model, pentru că au acces în câteva spații comerciale. Apropiat, a fost spus acela pentru mașinile care îi vădă pentru curățenii, pentru asta. Pentru curățenii mașinile, după ce sunt efectuați în curățenie, pentru că nu vădă. Dacă mergem acum, după o spune dimineață, sunt cel puțin 10 mașini parcate. Vreau să nu demontare. Vreau să facem. Curtea bisericii, ei acolo, este adevărat, biserica, având curtea lor, au solicitat, cum au solicitat și spațiile comerciale care nu au altă posibilitate de aprovizionare sau de desfacere, să aibă acces. Dar asta pentru că ei, am înțeles. Aici e problema. Dacă merg cei care au direct treabă cu acțiunea bisericii, de acord. Dar nu vin să parchez eu, că găsesc unul de parcare. Acolo mereu am solicitat prezența organelor de ordine și au făcut datoria. O să găsim o soluție de blocator din asta, care să poată aibă acces toți cei care sunt. Eu înțeleg să foarte multe mașini, nu mai merge în nici măcar de la 10 până la... Până la bani, da, exact, cum să mai mergem jos, asta e vremurile care vrem, ne dăm cu mașina toți, dar, na, asta e problemă cu mașina. Poate... Domnul Mare, vă răspuneți și eu? Da, vreau să adresez domnul primar și eventual să adresez celor de la Ocul Conseca. S-au plâns cetățeni din oraș că iar au apărut câini fără stăpâni într-un număr destul de mare. Chiar și în zona Salinei la noi, păi, acolo. Păi, haideți să ne precizați exact dacă ziceți... Deci în zona Salinei la mine. Monitorizăm și pe asta și la mine. Sunt și nu vreau să Realitatea că e... E clar că sunt aduși. Sunt aduși, clar. Și pe mine asta mă deranjează. Care e legătura cu târgul? De ce sunt aduși aici? Debarcați aici. Pentru că vă știți de ce, doamnă? Pentru că localitățile din prejur, comunele, oamenii care, prin natura gospodăriei, au câte un cățel care la un moment dat, au câte o cățelușă care la un moment dat procrează și pe spiritul creștinesc nu ia măsura cu medic sau veterinar ca să-i, ăștia, să-i sterilizeze. Ia după ce ia cu celălalt ca să nu-i pună, să-i lase pe drum. Dar ar trebui amendați ce... Păi haideți să identificăm. Haideți să identificăm, pentru că este un flagel național. Iar pe noi, comunitatea locală, decontăm fiecare serviciu a unui prindere, capturare, tratare și cazare a unui este 700 de lei, 700 și de lei. Și atunci sunt la adăpostul SEM, la adăpostul, știu eu, că nu sunt veți, la colț. Dar să amenda niște stăpâni așa sănătos, vă spun eu că nu s-au mai adăpostit. Păi, să identificăm pe aia, pentru că au fost situații când i-am identificat și au plătit pentru treaba asta. Dar încă e un fenomen care nu putem gestiona mai bine. Nu avem mulți, dar știți cum, tot cheltuim ca să-i strânge. Unii ia și îi aduce repede și îl lasă, îl aduce în vizită și rămâne. Acum am venit să se aranjeze de... Deci eu, ca de la Topteana, nu am un adăpost, da? Dar îi strâng frumos și ți-i aduc ție la adăpost. Da, acum, dacă face lucrul ăsta autoritate, e sub incidența legii, dar toate UAT-urile sunt obligate și chiar cei de la poliția marilor au avut niște teme foarte aplicate de verificare și toate unitățile administrative teritoriale, cel puțin din zona noastră deja, au contracte de prestări servicii cu cei mai mulți au putut Conseca de la noi. Deci Conseca mai beneficiază de niște prestări de servicii de la ei. Se duce, le face acțiunile atunci când sunt convocați. Nu autoritățile care, ci populația. Deci revenind, domnul primar, zona Salinei. Face o acțiune la Salina. Zona Salinei și zona blocurilor B-uri și G-uri. Da, pe
zona de jos. Nu știu, eu am zis cetățeni, chiar cetățeni din zona. Dar acolo nu are. Dar acolo să ai proprietarul care ies din curte sau o să din ăștia pe stradă? Atunci, se vede. Vedeți un fenomen din ăsta, s-au apus și în cartiere. Da. Vă rog, domnul Măciucă. Da, am mai spus, mă repet și tot îmi place domnului primar, dar asta e. În zona autogării s-au format șanțuri unde s-a spart asfaltul. Eu știu așa că cineva care sparge asfaltul, primăria spune să se aducă la starea inițială, dacă au un contract de făcut ceva pe domeniul public. Și se adâncește pe zi ce trece. Ne stricăm mașinile. Și turiștii au o impresie despre Târgu Ocna și locul. Dacă mai faceți ceva la Căminul Cultural din Vâlcele, pe dinăuntru, pe din afară, și foarte frumos și v-am felicitat. Dar pe dinăuntru am depus și am aprobat luna trecută acel proiect friga să facem dotările și încercăm să aducem și noi să facem o încălzire centrală acolo din recuperările de echipamente de la unitățile școlare. Va fi gata până în decembrie? Va fi gata până în decembrie? Nu pot eu acum să spun lucrul ăsta. În funcție și de ce se spune în bugetar. Nu avem împrumutări pentru altele, nu avem bani. Păi dacă am putea să ne împrumutăm pentru că avem cultura, nu aș împrumuta și pentru că avem cultura. Că să știți că o societate și o nu informată doar din betoane. Și din pavele și din așa și partea din spiritualitate și din culturale, din cultură și de teatru și de muzică. Ați ținut multe bani pentru mine. Ați ținut multe bani. Cine? Cine nu multe? De exemplu, Dofteanu. Am cumpărat bani și... Păi Dofteanu a făcut proiectele pe care le au dumnealor, le-au derulat. Și-au mai făcut bani la bugetul. De unde știți asta? Aveți datele, cifrele? Da, păi haideți să vedem un pic. Nu vreau să vecinii noștri aici și nu facem comparație. Hai să ne raportăm cu unități administrative din categoria noastră. Moinești, Marcu Credite. Dărmănești. Dărmănești, Credite. Dărmănești, Credite. Știți că Moinești au dat lucrările în avans cu două rând, la pista cu de biciclete și gata. Doar pista. Bacău, Bodrumeț. Doar pista. Poftim? Bacău, Bodrumeț. La acel cămin cultural, ce ar trebui? Dacă am făcut un lucru durabil, dar mă bucur că domnul consilier susține o investiție în sensul acesta. Am susținut mult. Deci eu consider că investițiile trebuie să făcute de calitate și cât mai cât posibil, nu cât mai scumpe și cât mai proaste. Mult bun și evident. Da, sigur că da. Dar ce se poate? Da? Da, că se poate, da. Și dumneavoastră, când prescrieți un tratament unui pacient, la fel îi spuneți. Ia ce mai e fie. Nu. O să-ți fie bine. Da? Nu facem o comparație. Păi să nu amestecă lucrurile. Da, da, da. Da, da. Comparație exact. Între amenajarea apartamentului și a lăsa să fie cât de scump, nu contează, cât de mult, nu contează. E percepția dumneavoastră. Dacă poate să plătească altcineva. Așa a făcut și așa a reușit. Da? Cu locurile de parcare în Târgu Ocna, suntem pe calea cea bună. Suntem. Zugrăvirea pieții are loc în mandatul dumneavoastră. Poate eu zic să vă las și dumneavoastră ceva. Mă gândesc să vă las și dumneavoastră ceva din urmează acum. Știu că vreți să mă lăsați datoriile. Știu că vreți să mă lăsați datoriile, dar vă spun că nu vor rămâne așa. Eu zic nu vor rămâne așa. Cum vreți dumneavoastră. Eu știu chestia asta. Da. Dar nu să aveți șansa dumneavoastră. Situația apartamentelor ale lei, dacă s-a terminat lista. Vândute, lista s-a vândut pe unul, s-a făcut nu la cele. Cred că nu s-a vândut niciunul. Lista de priorități s-a epuizat. Cred că probabil în luna noiembrie o să intrăm cu noua ierarhizare a dosarelor depuse. Dacă răspund toți în termenul pe care noi îl solicităm, să apucă și să completeze dosarele, pe luna noi vom analiza, dacă nu pe luna decembrie, o nouă listă. La momentul de acum nu avem spații. Era vorba de vânzare. De vânzare nu s-au vândut. Da.
Și v-am rugat tot așa de cât de un an, jumate, 2 ani, la intrarea în blocurile alea, s-au furat bătare. Și la unul dintre blocurile alea, curățenia lasă de dorit. Adică proprietarul care este încă primăria, ar trebui să... Să mergeți și să facem curat. Da, nu. Unii mărând în semințe și primăria vine și mătură. Pentru că cheltuiți suficient. Luați suficient bani. Aceasta o temă incorrectă. Da, știu. Da, așa sunt credință. Și la dumneavoastră pe scară unde nu vine primăria să măsură să mărte? Nu vine, pentru că nu este proprietară. Dar nu primăria e proprietară. Proprietar, primăria nu e proprietară. Dar de ce ia primăria banii? Ce? De ce ia? Pe servicii de măturat? Pe chirii. Pe chiria este ceva, Dumnezeu scoacă la ușa. Chiria este altceva. Chiria este o reîntoarcere către finanțatorul principal a investiției pe care o ia anele. Și investiția care am făcut-o la începutul anului cu anvelutarea blocurilor nu se va dezvolta nici un program de eficientizare energetică, o să-l aplicăm. Am înțeles. Doi, să facem. Da. Vom la Dumnezeu, vă rog. Am o curiozitate. Toți copacii ăștia care s-au tăiat de aici, unde s-a dus lemnul? S-a valorificat? Da, da. Deci lemnul a fost, eu am mai spus asta, dar mă bucur că ați întrebat. Tot materialul de aici a fost recoltat în fața reprezentărilor silvice, cu acordul, cu măsura și sub supravegherea personalului autorizat de la Opolul Silvic, cu toate documentele de transport a fost dus la un procesator local, care l-a transformat în cherestea, grins, șiri de bănci și eu aveam acolo materialul în custodie, că l-am lăsat la ei. Este în custodie? Da, și se va întoarce în proprietatea primăriei ca material de lucru pentru tot ce avem noi. Bani, leturi de bancă. Păi, băte, proiect european. Lăsați, nu toate. Nu, eu aveam așa o da. Domnul Baran? De curiozitate să știți și noi ce s-a întâmplat cu dosarul din care domnul viceprimar 5% și sau 20% sporoară din fondul european. Și cine plătește diferența? Dacă a venit motivat. Eu aș te poate. Ah, păi da, dar de ce mai simtați cu guvernul ăsta, că o mai plătești cu salariul de lucru? Vreau să întreb ceva. Ce vei prea abandonanța austerității și tot vorbește media de economie care se fac, cum vă afectează organigrama drumul? Câți șef dispar, câți șef cresc? La momentul de față nu știm, pentru că... Câte posturi dispar, mai dispar? Așteptăm să vedem publicată monitorul oficial, să vedem exact ce reglementează și să încercăm ca personalul să... Asigurăm fiecăruia locul de biserică. Da, nu mai am dacă nu mai sunt... Nu s-a plecat doar cu timpul. Dacă nu mai sunt discuții, închei ședința. Mulțumim.